țara asta, președinte de care ne putem dispensa, dar pentru asta trebuie să vrea și PSD-ul. Acum adică PSD-ul nu prea dispensa prea. Cum? Să-l suspendați sau cum? Să avem alt președinte. Există mecanisme constituționale pentru asta. Adică ați declanșat o procedură de suspendare în Parlament? Cu siguranță, dar numai parlamentarii noștri nu sunt suficienți. Avem nevoie și de parlamentarii PSD-ului, care parcă sunt ținuți în lesă în momentul ăsta. Conducerea cine? PSD-ului. De către cine? Conducerea PSD de către acest domn pe care îl avem aici. Ok, e interesant analiza. Ținuți în lesă de acest domn, nu poți să-l suspende. Ce culoare are lesa? Că nu se vede. Câteodată e mai scurtă, câteodată e mai lungă. E de aia telescopică, înseamnă. Da. Depinde de cine e președintele la PSD. Ia-mă, la cățelul meu am una de 5 metri. Ok. Deci, dumneavoastră considerați că domnul Iohannis ține în lesă conducerea PSD sau tot PSD-ul? Conducerea PSD. Nu putem să vorbim. Nu vă temeți că s-ar putea să vă treziți că și membrii importanți din AUR au lesă și nu știți încă? Dacă o să constatăm lucrul ăsta, o să ne dispensăm de ei, pentru că nu avem nevoie de balast. Noi avem un plan pentru a reconstrui România pe fundamente corecte. Așa că nu e important, nu ținem de un membru sau altul, de un parlamentar sau altul. Noi avem calea noastră, trebuie să ajungă oameni capabili să guverneze această țară. Aceasta este rolul platformei. Am înțeles că dacă descoperiți unul, la revedere. Mergem mai departe. Pe domnul Florin Câțu, dânsul a fost ministru de finanțe, acum este upgradat la funcția de prim-ministru. Ce părere aveți de dânsul? Părerea noastră s-a văzut la vot. Nu am susținut numirea guvernului Câțu. Domnul Câțu ni se pare un prim-ministru surogat, controlat din alte părți. Cum așa? O păpușă, dacă vreți. Controlat de unde? Din anumite zone. Da. Interne și internaționale. Au. Le puteți indica alea interne, alea sferele de putere. Aveți probe? Păi ce probe? Că așa se întâmplă. O afirmație care să jignească... Nu, probe în sensul că e controlat de pildă dintr-o zonă externă. Da. Ritmul de, în care România s-a împrumutat foarte mult în perioada în care ministrul Câțu a fost la finanțe. Poate că e opțiunea lui financiară, așa gândește el. Da, dar nu e a lui, pentru că e vorba de avuția poporului român. Se împrumută numele copiilor și nepoților noștri. Da. Dar poate că asta e viziunea lui. Nu cred că a votat un român și cu siguranță nu a votat lucrul ăsta, pentru că PNL-ul a luat numai 25% dintre voturi. Nu cred că l-a desemnat pe domnul Câțu să se împrumute pentru nepoții și strănepoții noștri. Ok. Interesantă analiza despre domnul Câțu. Mergem mai departe. Mai avem personal. Domnul Raed Arafat. La fel.